Să-l primim cu cele mai puternice aplauze pe Alin Georgescu! Hei, vă salut cu tot dragul de care sunt capabil. Asemenea și noi. Ne mulțumim cu puțin. Azi vreau să vorbim despre căsătorie. Este un subiect foarte greu și de aceea am nevoie de susținerea și aplauzele voastre. Mulțumesc. Nu există nici măcar o glumă despre căsătorie. Doar realități crunte și multă ficțiune. Să știți, dragii mei, războiul și căsătoria sunt cele mai crunte condiții de trai. Nu degeaba, doar veteranii de război și căsniciile de aur sunt premiate. E o adevărată minune să scap cu viață după 50 de ani de căsătorie sau după un război. Căsătoria este un obicei vechi, motiv pentru care îi înțeleg pe cei în vârstă, că a apărut ca o restricționare a sexului. Înainte vreme, dacă nu te căsătoreai, nu puteai să te... În ziua de astăzi, dacă nu te căsătorești. Și știți care-i culmea? Că după ce te căsătorești, nu te mai... Cel puțin nu acasă. Cel puțin nu acasă. Să detensionăm puțin atmosfera. Să vă obișnuiți cu vocea mea, aș vrea să vă spun câteva idei scurte. Dacă nu o să râdeți copios, măcar o să învățați câte ceva, că e și educativ momentul. Este minunat să iubești o femeie, dar acest sentiment își pierde tot farmecul dacă îți e frică să o prezinți soției. Corect. Niște cercetători au făcut câteva studii în legătură cu căsătoria. Și au ajuns la următoarele concluzii. 1. Căsătoria prelungește viața. Și eu cred acest lucru pentru că verișorul meu, căsătorit de 10 ani, la vârsta de 30 de ani, arăta ca un bărbat bine trecut de 47. 2. Bărbații necăsătoriți trăiesc mai puțin. Mai puțin triști, mai puțin stresați. 3. 50% din persoanele căsătorite au o relație extraconjugală. Matematic, asta înseamnă că dacă nu ai tu, o are soția ta. Dacă nu ai tu, o are soțul tău. Un alt studiu, în acest sens, arată un procent uimitor de 75-80%. Asta înseamnă că e posibil să aveți amândoi și unul să nu știe. În acești 80% au fost evident inclus și bărbații care nu clasifică a fi relație extraconjugală dacă și soacra că locuiesc împreună sub același acoperiș. Foarte corect, domnul Dan. Dacă ne gândim la fericire și ne uităm la fața unui om căsătorit, atunci veți înțelege cu adevărat ce înseamnă în medicină termenul asimptomatic. În psihiatrie, lipsă de discernământ. Și în psihologie, halucinația. Dragii mei, să mă prezint și să continuăm mai departe. Numele meu este Alin Georgescu. Am 30 și 13 ani. Sunt copil finuț, crescut la țară, cu prune de pe jos, în munții Banatului. Sunt bucuros că am o soție care mă iubește mult și des. Bine, nu-i soția mea, dar asta nu contează. Eu n-am fost și nu sunt căsătorit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Doamne, fă cum îi pucea și mă-i ține mai așa. Ziceți și voi amin să fie primit. Amin. Amin. Am mâncat toată viața cu poftă colțul de la pâine ca să mă iubească soacra, dar nu i-am dat nicio șansă. Ăsta a rămas degetul liber, că aici am pus inel de protecție. Să povestesc ceva. M-am culcat târziu într-o noapte și am visat că m-am căsătorit. Dimineața a sunat alarma, m-am trezit, mi-am pus o cafea, m-am aprins o țigară și brusc mi-am amintit visul. Atunci repede m-am pus înapoi la somn să apuc să divorțez până plec la muncă. Nu cred, ce bună e asta! Oameni dragi, dacă ești întreg la minte, nu ai cum
să-ți cauți jumătatea și să o duci la starea civilă. Popii spun că dacă nu te căsătorești, trăiești în păcat. Zic ok, dau anunț, vând păcat. Am auzit că se plătesc cum. Dacă nu le vând, măcar le împart eu cu cineva. Voi știți că cel mai mare în rangul popesc e patriarhul și e numit prea fericit. Dar știți de ce? Că el nu are nevastă. Dacă voi credeți că aberez sau inventez eu lucruri, haideți să vedem ce au spus de-a lungul timpului marii înțelepți ai lumii. Știți ce a spus Shakespeare și Napoleon despre căsătorie? Păi dacă tot nu știți, n-are rost să vă spun. Geniul Mihai Eminescu a spus: proștii se însoară întotdeauna, nebunii câteodată, înțelepții nicicând. Când vărul meu s-a recăsătorit, nu puteam să-i spun în față că-i prost. Certificat de nebun nu avea. I-am spus că-i grozav de deștept, dar el are ghinion când gândește. Why? Tell Energy Coffee. Why didn't I know about this? I think I'll call the hell guys. Now this, I like. Why, ay, 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 ay. După căsătorie, Camil Petrescu a scris romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Un om în vârstă mi-a povestit că în căsnicia lui a trăit ca în vreme de război. Zicea așa: cu chitra asta de muiere o trebuit să mănânc că nu m-a fost foame și să dorm că nu m-a fost somn. Dar cel mai greu mi-a fost în ultimii ani de viață, când o trebuit să o n-avea nici chef, nici erecție. Marele filozof român Mircea Eliade a scris așa: omul este singurul animal care își poate rata viața. Și cu toate astea, sunt câte unii care abia scăpați dintr-o căsătorie se recăsătoresc. A doua oară, a treia oară, a cincea oară. Și noi încă ne mai mirăm că încă există oameni care cred că dacă calcă în c***a un noroc. Eu cred că pentru ăștia a scris Einstein celebru citat: maxima, culmea nebuniei este să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți la rezultate diferite. La baza celor mai multe căsătorii din zilele noastre, dragii mei, să știți că stă doar interesul. Un interes care a dus până chiar la căsătorii între persoane cu diferite grade de rudenie și probabil ca și mine ați auzit și voi că există și căsătorii între verișori. Uimit de chestia asta, am întrebat un om cult, un om în vârstă, cum e posibil așa ceva. Și mi-a spus: tinere, sunt momente în viață în care până și neamurile, dacă nu le nu te respectă. Am atat cu stetoscopul de asfalt. Colosal! Dragii mei, viața și căsătoria sunt pline de nedreptăți, mai ales pentru bărbați. Știți că la căsătorie, femeia ia numele bărbatului. Atenție! Ia numele bărbatului. Deci nu îi se cuvine și după aia ia tot. Banii, sănătatea, liniștea. Și gândiți-vă că atunci când așteptați un copil, toată lumea pune mâna numai pe burtica mamei. Pe bărbat nimeni nu-l mânghe să zică să vă crească mare, să vă trăiască, să fie sănătos. E, cum ar fi? Un alt exemplu de incorectitudine este faptul că atunci când o femeie căsătorită termină o facultate, un master sau o specializare, pe diploma de absolvire îi scrie numele de fată. Dar dacă îi prinsă beată la volan în accident pe contrasens, pe dosarul penal îi scrie numele tău de soț. Și așa apare în ziare și la știri. Ce să mai zic dacă moare? Tot numele tău îi scrie pe cruce. Și tu nu ești neam cu nevastă ta. Știi că ai patru rude decedate și hopa, dintr-o dată, cinci cruci în cimitir cu numele tău de familie. Neamul tău e la cheltuială și în doliu. În mormântare, pomeni, parastase. Te duce la o consultație la domnul doctor? Da, clar. Cred că e foarte... Yeah.
Cu siguranță ați participat și voi la câte ori mormântare. Aș vrea să vă aduceți aminte și să vedeți că atunci când moare o femeie, soțul îndurerat, cu pumnii strânși la piept, plânge, jelește și dă din cap. Semn că alea sunt zonele de suferință. Nevastă să-i dădea bătăi de cap și palpitații la inimă. Când moare soțul unei femei, ea se pune lângă sicriu, printre lacrimi îl ia la rost. Unde te duci tu? Unde te duci? Vede că ăsta nu-i răspunde și începe și face oferte. Și pe mine, cui mă las? Cui mă las? Și ca să-l mai umilească puțin, pe ultimul drum, îi spune duios: scoală-te, scoală-te. Oh my God. Acesta a fost numărul meu și aș vrea în încheiere să vă recit câteva versuri frumoase scrise de George Țărnea. Bun de pus la rană, rău de pus la zid. Numai eu știu taina fiecărui rid. Numai eu dau seamă, pentru cât am fost înțelept de singur, fericit de prost.